cel mai mare interes care îl are domnul Dodon să devie încă o dată președinte. Și prin vot direct a cetățenilor, Dodon înțelege și toate sondajele arată că el președinte nu mai poate deveni. Așa. Deoarece el a discreditat totalmente centrul stânga în mandatul lui. Și cum îl poate ajuta Plahotniuc să mai devină un dată președinte? Deci, planul lor, la moment, ceea ce se discutau, discută consilieri de-a lui Dodon, unii procurori, da? Că, spre exemplu, ei nu știu, adică nu au luat o decizie, când să fie decizia Curții Constituționale care trebuie să-și anuleze decizia precedentă. Da, nu prima dată ar face-o. Da, dar important este că ei nu știu să o facă în aprilie sau vara, cum s-au pronunțat când oamenii se duși pe la mare. Adică despre asta tot am vorbit primul și toți au negat, apropo, nu, cel puțin domnul Dodon, că nu, că și PD-ul, apropo, când a fost apregat... Domnul Deacov, recent, în emisiune la mine, a spus că el tot crede că președintele trebuie ales de către Parlament și ar vota în Parlament. Gata, înseamnă că Dmitri Gheorghe își pregătește. Înseamnă că Filip a ieșit cebotari într-o emisiune la jurnal și a spus nu, că trebuie să aleagă, cetățenii și PD-ul nu va vota modificarea cum va fi ales șeful statului. Dar nu merge vorba că să voteze PD-ul. Exact. O să fie anulat prin curte. O să iasă Dodon în fața la europeni, americani. Nu vă supărați, eu nu mai plec la Curtea Constituțională. Ei și-au anulat și de asta șeful statului trebuie să fie ales în Parlament. Și de asta Dodon trebuie să îmbrață câți mai mulți deputați și nu doar de la PD, deoarece toată lumea cunoaște că rezultatele alegerilor parlamentare și câți deputați are Dodon, deci Dodon trebuie să aibă peste 60 de deputați.